Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt. Să continuăm. În episodul anterior am completat o jumătate din misiunea intitulată Following the Thread. Ne-am întâlnit cu Lambert, bunul nostru prieten, dacă nu mai amintiți. Ne-am întâlnit cu el în Witcher 2, dacă nu mă înșel, parcă și în Witcher 1, nu mai țin minte exact. Și ne-a dat o misiune, trebuie să mergem să ne întâlnim cu Hammond, dar Hammond este în Skellige, așa că o să ne ocupăm de această misiune mult, mult mai târziu în joc. Până una alta, hai să vedem ce misiuni mai avem noi pe aici. Așa. Witcher contract. Momentan nu avem niciun Witcher contract de levelul nostru. Am putea să facem chestia asta și cred că asta o să și facem. Scavenger Hunt, Griffin School Gear. Cred că o să facem chestia asta, da. Asta o să facem în acest episod pentru că suntem în stare. Suntem level 14, bun. Le luăm de pe acum. Ca să fie acolo. Iar la level 18 le vom putea purta, dar vreau să mă duc și eu direct acolo, bă, să nu mă duc pe jos atâta drum. Și ne-aia, bun. Deci să ajungem în partea asta. Ok, mergem la Ursten. Și dăm să zacă frumos că avem nevoie de armuri, de arme mai bune, pentru că deja treaba începe să fie mai greoaie și n-ai Zelianus pe Zelianus, că Zelianus are Zelianus. Căluțul meu nu vrea să mai vine, nu mă mai ascultă. Run, Roach. Da, o să ne ocupăm de toate misiunile secundare. Dacă aș face undeva la level 17, aș face toate contractele alea de Witcher, majoritatea. Iar după să ne ocupăm de povestea principală, pentru că e foarte lungă. Povestea de aici, din Novigrad. Avem o grămadă de chestii de făcut. Să mergem să ne întâlnim cu Triss. O să ne întâlnim și cu Yennefer mai târziu, probabil. Nu o să ne întâlnim cu Yennefer în Novigrad. Dar cine știe? Poate apare, poate se teleportează și o să mă prindă cu Triss. În brațele lui Triss. Da, eu o să aleg pe Yennefer de data asta. Iar dacă o să mai facem vreun altru Witcher 3 spre viitor, o să facem Știi tu să nu-i dau un pumnal lău acum aia? Bă căcaciosule. Băi căcaciosule. Îndrăznești să faci chestia asta când trecă pe lângă tine. Uite, mirosul tău deja pam. Da, sunt mârșevi oamenii. Sunt foarte mârșevi. Ok, mai glumim și noi, prieteni. Hai să vedem. Deci mi-ar arăta că aici am trebuit să examinăm chestia asta, uite. Ok. Find the boots. Buțane trebuie să găsim aici. Hai să vedem ce avem aici. Mă coboară jos, fișătorul. Uite cum nu vrea să coboare jos. S-a pus acolo și... Până asta, chiar nu vrea să coboare jos, Mărlanul. What the fuck? De ce stă el sus atât de mult? What the fuck? Uitați-vă. A, cred că e un bug. Deci el e jos? What the fuck? Lord, nu mi s-a întâmplat niciodată chestia asta. Deci uitați-vă cum merge el. El ar trebui să fie jos acum. Amin. A coborât jos. Dar cred că era un bug. Bam. Bine. Hai să ne vedem de drum. Sunt un mărșo. Propăinică. Dar nu găsesc eu asta. Ar putea să fie și pe dedesubt. Dar o să mai arunc așa o privire pe aici. Nu găsesc absolut nimic. Nimic. Niciun indiciu. Ia ce aici? S-ar putea să fie acolo.
Ia, cred că aici sunt. Da, diagrama în chain Griffin Boots. Ok, și trebuie să găsim și treasure. Ismianele, cum s-ar zice. Așa că hai să mergem repejor. A, e bine că e foarte aproape de ruine. Ok, iar trebuie să examinăm asta. Așa, să găsim. Ce arătări mai avem prin zona asta? Absolut nimica? Vrei serios, brodere? Era așa curățel să fi fost? Nice. Aha, l-am văzut, l-am ochit. A, nu pot să distrug asta, ok. Merge așa să ia. Da, ăștia sunt. Ok, și momentan am găsit diagramele, ceea ce e foarte, foarte bine. Am completat și misiunea. Și în episodul următor o să mergem, cred că după ceilalți. Ia. Yeah. Da, o să mergem. Deci sunt mai multe părți. Nici nu le-am găsit pe toate măcar. Astea sunt primele două părți, să găsim și partea a treia probabil. Da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și un share. V-am zis, vreau să fac pentru fiecare misiune câte un episod de acum, să fie quest by quest, cum ar zice tata Grim. Toate cele bune, respect, pa, pa!